Cea de-a treia generație de antrenorii din fotbalul Sălăjan a absolvit cu brio cursul început în 2016, aceștia devenind posesorii ai licenței CUFA. Cei 21 de proaspăt antrenorii vor putea antrena și în alte țări din cadrul Uniunii Europene, nu doar în România. Fotbalul Sălăjan are o nouă generație de antrenorii după cele din 2007 și 2014. Cursul pentru cea de-a treia generație de antrenori a început în 2016, fiind condus de președintele AJF Sălaș Daniel Sabou, de Alexandru Pop, de Dan Lucaciu și de președintele Comisiei Județene de Arbitrii Gabriel Bârjac, fiecare având teme diferite de predare. 21 de persoane au absolvit cursul, aceștia putând activa ca antrenori în campionatele județene, nu doar din România, ci și din celelalte țări ale Uniunii Europene. Cursul a fost absolvit atât de antrenori din campionatele județene, cât și de o serie de jucători din cele două eșaloane. Cei 21 de antrenori au primit diplome din partea Federației Române de Fotbal Miercuri în cadrul unui eveniment festiv organizat la Complexul Severus din Zalău, acestea fiind înmânate de președintele AJF Daniel Sabou. Absolvenții celei de-a treia generații de antrenori sunt Liviu Ferraru, Eugen Crișan, Romeo Oltian, Ciprian Petrean, Dumitru Tămășan, Vasile Ardelian, Răzvan Ardelian, Vasile Baciu, Andrei Boldor, Bala Ișvan, Andrei Bene, Gavril Bârjac, Medan Cozac, Ioan Dragomir, Florin Cordiș, Radu Grosoș, Cristian Man, Florin Mitria, Florin Pop, Dorel Seran și Vig Erdei Zoltan.